Cu micul mare, ieudenii s-au adunat miercuri în centrul comunei pentru a lua parte la sărbătoare. Vă urez un bun venit acasă tuturor, celor din străinătate și celor din țară care sunteți plecați. Să vă mulțumesc că v-ați reîntors la întâlnirea cu satul natal. Să vă urez să aveți parte numai de bucurii, de un an nou mai bun, iar anul viitor, când ne vom întâlni din nou în luna august, să vă văd mult mai fericiți, mult mai uniți și nu așa de dezbinați. De un primar, toată mulțumim pentru oportunitatea de a fi un Iehud, de a fi co-organizator la acest eveniment, sigur într-o zi sfântă și pentru Maramureș și într-o zi de mare sărbătoare și mai ales într-un an extrem de important, în anul centenarului. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vreau ca împreună să ne rugăm la Fecioara Maria să ne dea sănătate, să ne dea să fim mai buni și mai uniți și să ne dea tot ce e mai bun. Mă bucur să fiu astăzi alături de comunitatea din Iehud și să sărbătorim într-adevăr centenarul Marei Uniri și întâlnirea cu fiii satului. Ieri am avut niște manifestări frumoase la Mănăstirea Treierar, în care am reînceput manifestările dedicate codicilor de la Iehud. Astăzi suntem într-un program cultural-artistic aici, așa cum vedeți cu toții, printre stropii de ploaie. Iehudenii au dat dovadă de fiecare dată că știu să fie într-adevăr oameni serioși, să-și aprecieze valorile pentru care înaintașii au trudit și s-au jertfit. Și de această dată, costumele populare au fost purtate cu cinste de oamenii locului, iar spectacolul oferit de artiști au determinat atât pe săteni cât și pe turiști să încingă o horă în fața scenei. Sărbătoarea iehudenilor a continuat cu un spectacol de muzică modernă și cu un foc de artificii.